În 2007, soții Lebedev plantau primii migdali în livada din raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova. La aproape 15 ani distanță, plantația este o veritabilă afacere care asigură familiei un trai decent. Renat Lebedev spune că dezvoltarea a venit în baza procesării și a creșterii cererii pe piață pentru migdale și pentru produsele din migdale, mai ales pentru făina de migdale. De profesie sunt economist, dar profesie niciodată n-am activat. Am fost în Marea Britanie, am emigrat cu familia timp de 11 ani, am lucrat la construcție. Apoi am decis să revenim în Moldova, ne-am gândit cu ce să ne ocupăm, ce ocupații să facem, ne-am decis să facem agricultură, apoi am decis să plantăm o livadă de migdale, ne-am asumat riscul, era ceva nou, ceva interesant, provocator și asta e rezultatul. Gospodăria țărănească a familiei Lebedev include 40 de hectare de migdale și munca celor doi soți. Renat se ocupă cu producția, iar soția sa cu vânzarea, distribuirea și marketingul. Ne place ce facem, cu ce ne ocupăm, avem și rezultate. Este o gospodărie țărănească, eu mă ocup cu recoltarea, soția se ocupă cu vânzările, distribuirea. Migdalele ajunse în depozit sunt decojite, apoi mai departe procesate, producem făină de migdale, fulgi de migdale, ulei de migdale, pastă de migdale. Îngrijirea migdalilor nu este nici grea, dar nici ușoară. În mare parte, producția depinde de condițiile de vreme de peste an. E puțin riscant cu migdalele în zona noastră, deoarece există riscul de înghețuri de iarnă. Dacă e temperatura mai jos de minus 27, mugurii de floare îngheață. Asta e cel mai mare risc. Recolta poate să fie compromis total. În anii buni a fost și o tonă de miez la hectar. Media, cred că e 500 de kilograme de miez la hectar. Elementul X. Molecula inteligentă care înglobează experiența și excelența lui fluxapiroxat din Priaxor. Cu acțiune fast în spațiu și timp. Datorită structurii moleculare, are o mobilitate excelentă în plantă. Xemium, molecula inteligentă cu acțiune fast. Excelența vine din experiență. Lucrările în livada de migdali sunt minimale. Asta pentru că Renat nu fertilizează, dar are grijă ca plantația să nu fie invadată de buruieni sau de boli. Tratamentele sunt minimale, doar cu preparate pe bază de cupru, primăvara și toamna și cam atât. Terenul ținem bătut, n-al arăm, n-al cultivăm, ca să ne fie mai ușor la recoltare, să le măturăm, să le aspirăm cu aspiratorul. Le scuturăm, le lăsăm vreo 2 săptămâni la pământ să se usuce în mod natural. Dacă e umed, după aia le mai uscăm, după aia le măturăm și le aspirăm apoi. Nu fertilizăm. Operațiunile de tăiere se fac mai rar, deoarece noi le scuturăm mecanic, copacii poate să crească sus, adică nu ne suim cu scara să le strângem. Sunt două perioade din an în care sufletul îți tresaltă în livada cu migdali. Primăvara, când pomii sunt înfloriți, și toamna, la recoltă. Momentul cel mai frumos când livada e în floare, când sunt multe flori în jur. De obicei începem recoltatul pe 1 octombrie, anul acesta am început cu 3 săptămâni mai târziu. Durează cam vreo 2 luni. Asta e primul an în care ne întârziam așa tare cu recoltarea. Din cauza specificului vremii, din cauza umidității. Afacerea Laro Migdale a izbândit pentru că cei doi soți nu contenesc să investească în echipamente care să le ușureze munca și să îi ajute să aibă o gamă variată de produse.
bucurie cea mai mare este posibilitatea de a putea investi în continuare, în procesare, în ceva utilaje mai moderne. Eu investiții de familie nu facem chiar socotele așa de ample, nu avem cu cine să ne împărțim. Investiția totală în livadă și în toate echipamentele de procesare au fost în jurul la 300-400 de mii de euro. Întreprinderea are nevoie de 2 angajați permanenți, 2 mecanizatori și deja la recoltare, la procesare, toamna câțiva zilieri, vreo 5-6 zilieri, pentru o perioadă de vreo 2 luni. Inițial am exportat în România, în țările arabe, apoi am investit în utilaje de procesare, am obținut produs finit, l-am promovat și îl vindem pe piața locală la moment. Principalii clienți sunt patiseriile și unele marketuri. Uitându-se în urmă, Renat Lebedev nu își poate imagina să fi luat alt drum și nu pe cel cu migdali. Îl înțelegem. Când ești în livadă, simți liniștea naturii, parfumul de migdal și parcă ai vrea să mai zăbovești un pic. Și în curând vei putea să o faci, pentru că soții Lebedev au în plan o pensiune agricolă la plantația de migdali. O experiență inedită de a te bucura de bunătățile cu migdale și de a te regăsi în mijlocul acestor arbori magici, care chiar și la finele unui an greu îți transmit o energie pozitivă, cum în puține locuri am întâlnit. Elementul X. Molecula inteligentă care înglobează experiența și excelența lui fluxapiroxat din Priaxor. Cu acțiune fast în spațiu și timp. Datorită structurii moleculare, are o mobilitate excelentă în plantă. Xemium, molecula inteligentă cu acțiune fast. Excelența vine din experiență.